Larisa Iordache s-a întors în țară după operația de la Viena. În timpul unui antrenament la Brna a suferit o fractură de metacarp la unul dintre degetele mâinii stângi. Cea mai valoroasă gimnastă română a momentului va fi indisponibilă 6 săptămâni și nu va putea ajuta echipa națională la turneul preolimpic de la Rio, programat între 16 și 18 aprilie. Acum urmează o perioadă de recuperare. Urmează, din păcate, doar să îmi revin la forma pe care am avut-o până acum și sper să fie totul bine. Mai mult am plâns de șocul pe care l-am avut și de ciudă, pentru că durerea trece, nu contează. Nu renunț, pentru că gimnastica este viața mea. Larisa le va ține pumnii colegilor de la Națională. Echipa României a ratat pentru prima oară în istoria recentă calificarea directă la Jocurile Olimpice, după ce la Campionatul Mondial din Glasgow a terminat abia pe poziția a noua. Eu sper din tot sufletul ca ele să lupte și eu voi fi alături de ele, voi fi alături de echipă, bineînțeles, și sper din tot sufletul să fie puternice, să gândească pozitiv, pentru că atunci vor veni lucrurile pozitive asupra noastră. Orice este posibil, trebuie doar să speri și să ai încredere în tine. La turneul preolimpic de la Rio, România trebuie să termine în primele 4 echipe din cele 8 participante pentru a-și asigura biletele pentru Rio. Larisa Iordache este deja calificată la Olimpiada la individual.